Bun găsit, dragii mei! Horoscopul săptămânii 6 februarie 2023 până pe data de 12 februarie. Vedem ce ne rezervă astele în această săptămână, care sunt posibilitățile, care este mesajul magic. El vine și spune recunoștință. Atragi mai multe binecuvântări atunci când le apreciezi pe cele din prezent. Frumos mesajul pentru această săptămână, pe care o începem cu razele lunii pline în leu. Chiar la începutul săptămânii încă mai avem luna plină în leu. Ne ajută cumva așa să fim recunoscători. Este important la lună plină să fim recunoscători. Bine, e important să fim în fiecare zi recunoscători, dar mult mai mult aș recomanda recunoștința în cazul lunii pline. Veți manifesta mult mai repede. O săptămână în care ușor-ușor veți elibera din, să zicem așa, problemele pe care le aveți, pentru că după o lună plină, luna vine în scădere și poate să vă ajute să vă detașați de anumite probleme, de anumite situații. Luna în scădere este minunată pentru a vă elibera, pentru meditație, pentru regenerare, pentru tot ce înseamnă zona aceasta de îmbunătățire. Adică fac curat și dau voie să se ducă tot ce nu mai este folositor, să mă regenerez și să schimb un pic așa lucrurile în viața mea. Să nu vă grăbiți, să nu aveți acțiuni impulsive, să faceți totul cu răbdare. Dacă aveți răbdare, puteți să implementați idei extraordinare, idei geniale. Chiar după luna asta plină, puteți să aveți așa o energie foarte bună, o energie creativă, extraordinară. Dacă este luni, ne vedem la știrile Canal D, la ora 12. Bineînțeles, ne vedem și vineri la Flash Monden, la 17.30, la Prima TV. Și în fiecare zi aici pe canalul de YouTube. Cei care sunt interesați de astrograme personalizate, îmi puteți scrie să vă las oferta mea privind harta voastră natală, tranzitele. Eu spun acestei hărți natale harta sufletului, iar rolul meu este acela de a vă ghida, de a vă traduce mesajul pe care stelele l-au despre voi și pentru voi. Bineînțeles că voi cu acel mesaj faceți ce doriți și stelele nu impun, ele doar arată o tendință, ne arată o tendință, ne arată o direcție. Este o energie interesantă în această săptămână, chiar a spune că în weekend Mercurul schimbă semnul, da? Vom avea un Mercur învărsător. Și veți fi așa un pic mai concentrați pe zona asta de IT, de tot ce înseamnă tehnologie, tot ce înseamnă modernizare. Poate că vă veți detașa un pic mai mult de anumite idei, poate că pur și simplu veți fi un pic mai nonconformiști și veți avea o gândire diferită. Săptămâna propune vindecare, propune eliberare și propune idei super, super interesante odată ce Mercur se alătură Soarelui și lui Saturn în vărsător și desigur că Mercur poate să creeze aspecte interesante în următoarea perioadă și cu Marte și să aveți acolo curajul de a face lucrurile diferit și a gândi altfel. Haideți să vedem ce facem noi în această săptămână, rând pe rând, fiecare semn zodiacal în parte. Nu uitați că este un horoscop general, nu discutăm despre fiecare persoană în parte care urmărește acest clip, ci discutăm la nivel general. Puteți să distribuiți aceste clipuri, să apăsați clopoțelul, acolo la clopoțel puteți să selectați, aveți vreo 3 opțiuni, să fiți anunțați la fiecare clip pe care îl postez, dacă doriți să primiți acea notificare. Să fiți la zi cu toate informațiile pe care eu le ofer. Cum știți, realizez de 4 ani jumate acest horoscop, săptămânal, lunar, zilnic, dar și
clipurile destinate lunii noi și lunii pline, care sunt bilunare, de vreo 3 ani încoace, adică aveți acolo maculatură o groază, cel puțin aici pe canalul meu de YouTube, să tot faceți la ritualuri câte veți dori voi. Haideți să vedem ce facem în această săptămână. Berbecul. Berbecul rezolvă multe pe la locul de muncă, stabilește strategii, stabilește poate anumite priorități. Vă concentrați pe organizare, cel puțin la locul de muncă aveți niște discuții foarte puternice și sunteți concentrați să optimizați lucrurile și să fiți eficienți. Prietenii vă ajută, aveți și întâlniri cu prietenii, sunt situații ieșite din comun, idei interesante pe care le scoateți la suprafață cu ajutorul prietenilor. Iar în dragoste poate sunteți un pic mai retrași, poate nu prea aveți chef de mare lucru, doriți să vă vindecați. Este momentul în care vă doriți retragere, introspecție și vindecare. Taur. Taurii sunt concentrați în această săptămână pe carieră. Aici aveți potențial să dezvoltați foarte multe lucruri și găsiți o cale diferită de funcționare. Vă detașați de opiniile celorlalți, apar și schimbări neașteptate, însă aceste schimbări neașteptate vin pentru voi ca un impuls. Este foarte important să vă dați acest impuls. Vă încurajați și încurajați și pe ceilalți. Din punct de vedere emoțional, poate să aveți tendința de a lupta mai mult pentru ceea ce vă doriți, iar prietenii vă ajută să înțelegeți ce vreți voi în iubire prin diverse exemple pe care le vedeți la aceștia. Gemeni. Gemenii au ceva momente de cumpănă, poate că aveți nevoie să luați anumite decizii, nu știți exact ce să faceți și vă simțiți așa între ciocan și nicovală, în cumpănă, aveți de luat o alegere, nu știți care e cea mai potrivită. Poate asta se referă și pe partea de personal, adică de viață personală, dar și pe partea, să-i spunem așa, emoțională, financiară, adică personal, tu cu sănătatea, cu ce familie, așa, emoțional ce iubești, pe cine iubești și financiar ce poți să faci pe partea de muncă. Multe decizii și multe opțiuni. Sunteți așa un pic derutați. Poate că n-ar strica să învățați niște lucruri, să vă ascultați vocea interioară și să optați pentru studiu, dezvoltare și după ce vă dezvoltați un pic mai mult să luați și decizii. Rac. Racii au o săptămână în care reiau conversații din trecut, tot le luați, le întoarceți pe toate părțile, sunteți destul de sensibili, poate chiar ușor vă simțiți iritați. Mintea rațională este într-un conflict cu intuiția. Aveți și momente de inspirație divină, dar nu știți ce să credeți, cum să credeți, dacă să credeți, adică este o luptă așa. Mintea spune ceva, sufletul spune altceva, intuiția mai vine și aia cu altă strategie. Poate că este cazul să vă retrageți un pic înainte de a da un verdict sau de a da o explicație sau de a face ceva. Profesional, sunteți atrași și de proiecte îndrăznețe, proiecte care să vă scoată din zona de confort, proiecte care să vă pună în evidență frumusețea minții voastre și originalitatea, dar acum să vedem dacă cu adevărat veți spune da, pentru că sunteți așa un pic într-o teamă. Leu. Leii la locul de muncă sunt destul de obosiți, simțiți multe responsabilități, simțiți că stima voastră de sine crește, dar totuși nu cresc și finanțele, adică ok, mi se dau sarcini, pot să le fac, reușesc, dar ce fac cu banii? Sunt și remunerat pe măsura sarcinilor pe care le am. Vă asumați multe responsabilități, dar posibil că este necesar să negociați și o sumă în plus pentru sarcinile astea pe care le-ați primit. Din punct de vedere emoțional, relații, nu acceptați sacrificiile, nu acceptați compromisul și emoțiile sunt foarte puternice sau poate să spunem așa
încurcate. Nu vreți să vă sacrificați și asta e foarte bine, învățați să puneți limite și să luați cele mai corecte decizii în dragoste. Fecioară. Fecioara poate să permită celorlalți multe. Sunteți într-o săptămână așa idealistă în care căutați romantismul, căutați să vă apropiați de ceilalți, căutați cumva să faceți un pic totul diferit. Este o energie destul de interesantă, poate chiar, să-i spunem așa, puteți să schimbați un pic atitudinea. Ies la suprafață și ceva mistere, secrete, tabuuri. Poate chiar să fiți angrenați în tot felul de relații misterioase, diferite. La locul de muncă, multă informație și apar aplicații noi, idei noi, direcții noi, foarte multă dezvoltare și foarte mult progres. Adică totul e direcționat în zona aceasta. Balanță. Balanțele reușesc să facă niște schimbări. Nu sunt ușoare aceste schimbări, sunt chiar îndrăznețe, dar pentru că porniți pe drumul ăsta al schimbării, sunteți și susținute. Este foarte important să continuați oricât de greu ar fi. Sunteți interconectați cu ceilalți, sunteți super conectați cu intuiția voastră și simțiți așa prezența divină. În această săptămână aveți și o imaginație foarte puternică și puterea de a vă exprima creativ și poate chiar să scrieți o poezie sau să desenați, să pictați, să transformați ceva din viața voastră, să vă duceți destul de mult către zona asta creativă. Este o săptămână foarte intensă la muncă, dar și pe partea de iubire, dar și conștientizările pe care voi le aveți. Scorpion. Nativii Scorpion au parte de schimbări, au parte de îmbunătățiri, au parte de situații poate neașteptate. Vi se fac dezvăluiri, rămâneți așa un pic surprinși, poate că prietenii voștri își vor dezvălui anumite idei, își vor dezvălui anumite intenții pe care poate le susțineți sau, mă rog, poate chiar le preluați. Este o săptămână în care discutați mai mult cu frații și duceți frați, surori, cumnați și duceți și destul de multă energie către familie, către tot ce înseamnă zona asta legată de casă, părinți, socri. Poate că e momentul să aduceți puțină inovație în casa voastră. Săgetător. Săgetătorii pornesc la drum, este o săptămână în care aveți nevoie de mișcare, aveți nevoie de să începeți activități noi care să vă pună în mișcare. O călătorie, să mergeți la sală, o drumeție, la schi, acum depinde, drumețiile mai greu acum că e iarnă, dar acum depinde și pe unde vă aflați, dar poate că puneți la cale ceva călătorii. Din punct de vedere financiar, vă țineți tare pe poziții, vă ascultați vocea interioară și sunteți conștienți de schimbările care își fac loc în viața voastră financiară. Poate că veți descoperi anumite avantaje pe care le aveți dacă aduceți anumite lucruri noi și încercați să vă disciplinați și să aveți control privind cheltuielile. Emoțional, mai sunt discuții de purtat, dar le lăsați așa de pe azi pe mâine și sunteți destul de optimiști. Capricorn. Capricornii au multe gânduri, au multe de rezolvat, sunt un pic agitați, poate că n-ar strica dacă ați înțelege să le faceți pe rând și că este momentul să puneți un pic de pauză. Sunt multe gânduri, mai ales legate de muncă. Parcă aveți multe de făcut și toate se încurcă. Sau întâlniți și oameni neserioși, întâlniți și persoane care ar putea să activeze frustrări. Acum luați părțile bune din tot ceea ce se întâmplă și încercați cumva să vă reorganizați, să priviți un pic totul dintr-o altă perspectivă. Este indicat să vezi un pic,
să vedeți un pic lucrurile diferit. Sunt ceva acte, documente, dosare, poate trebuie să vă faceți o aplicație în online, să depuneți o cerere. Ocupați-vă un pic de tot ce înseamnă zona actelor, mersul la notar, mersul la avocat, mersul la o instituție publică. Aveți nevoie să rezolvați niște lucruri legate de zona asta a actelor. Vărsător. Vărsătorii sunt inovativi, inventivi, sunt îndrăzneți și au foarte multe idei. Este important să folosiți aceste idei cât mai bine, să vă disciplinați și chiar ar spune că sunteți așa între idealism și realism și căutați să satisfaceți ambele părți din interiorul vostru. Poate că este momentul să vă exprimați diferit, să faceți un pic totul diferit, să nu vă duceți către iluzii și visare, dar totuși să vă dați voie să fiți optimiști, adică să fiți optimiști și pozitivi. Poate că nu ar strica dacă în această săptămână vă dezvoltați anumite abilități sau vă concentrați spre a vă descoperi noi abilități de care aveți nevoie, să vă însușiți anumite lucruri și să faceți puțină mișcare, puțin shopping, să vă schimbați un pic așa perspectiva. Mercurul o să intre în semnul vostru și o să schimbe un pic modul de gândire, o să schimbe un pic energia voastră, poate chiar o să vă dea așa un aer pozitiv și o gândire mai îndrăsneață. Pești. Peștii sunt concentrați pe iubire, sunt concentrați să iubească, să fie iubiți, să îmbunătățească relațiile emoționale, să îmbunătățească chiar și anumite strategii legate de partea asta a iubirii. Poate că vă faceți un plan despre cum să arătați iubirea, cum să îi cuceriți pe ceilalți. Imaginația peștilor este peste măsură. Imaginația vă poate ajuta să evoluați, să aduceți schimbarea în viața voastră și să manifestați. Energetic stați bine, aveți multă energie, asimilați ușor multe informații care să vă ajute profesional. La locul de muncă poate chiar vă impuneți cu mai multă ușurință pentru că aveți argumente pentru toate, aveți argumente pentru tot ce se întâmplă în viața voastră. Este important, adică aveți un răspuns la orice. Să vă deschideți dacă apar lucruri neașteptate, oportunități. Vă rugați mai mult, mai multă introspecție și mai multă atenție cu sănătatea. Dragii mei, săptămâna să fie magică și toate stelele să se alinieze favorabil pentru voi.